Bine ne-am regăsit și aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că acceptați de fiecare dată invitația pe care împreună cu Doxologia vă facem de a parcurge puțin din textul Sfintei Scripturi și din sensul și înțelesul, de fapt, pe care mesajul evanghelic îl are pentru noi, oamenii de astăzi. Ca de obicei, ne oprim asupra pericopiei evanghelice ce se lecturează și se va lectura duminică în bisericile noastre, în duminica 31 după Rusalii, o duminică în care se vorbește despre vindecarea orbului din Erihon și ne este adusă o pericopă evanghelică din Evanghelia după Sfântul Luca. Suntem încă în contextul lecturilor din Evanghelia lucanică. Deci de la Sfântul Evanghelist Luca, capitolul 18, versetele de la 35 la 43. Este vorba în esență de fapt despre ultimele versete ale acestui capitol și mi-a atras atenția mult cu totul și cu totul aparte și vă propun astăzi dumneavoastră spre împreună meditare, de ce nu, ultimele trei versete ale acestei pericope evanghelice. Versete care spun așa: ce voiești să-ți fac? Iar el a zis: Doamne, să văd. Și Iisus i-a zis: vezi, credința ta te-a mântuit. Și îndată a văzut și mergea după el slăvind pe Dumnezeu. Și tot poporul care văzuse a dat laudă lui Dumnezeu. De ce am ales aceste versete? Pentru că am simțit oarecum o repetiție pe care o așează textul biblic în acest context, o repetiție care nici pe departe nu are sensul acela sau nu are capacitatea de a ne deranja, de a ne ofensa din punct de vedere auditiv atunci când o întâlnim. Este vorba de întâlnirea aceasta dintre Hristos și orb, orbul din cetatea Erihonului, cel care strigă către Mântuitorul Iisus Hristos și întâlnim aici un verb utilizat de mai multe ori. E vorba de verbul a vedea, în limba greacă, anableo. De ce spun acest verb? Pentru că verbul acesta se găsește oarecum într-un context diferit de fiecare dată. Pe de o parte, cel care îl folosește este orbul. Ce vrei să fac? Să văd. După aceea, el este folosit de însuși Mântuitorul Iisus Hristos, care spune: vezi. Iar a treia oară este folosit de către povestitor, să spunem, de către evanghelistul Luca, care spune că a văzut. Pentru că a patra oară, în cele din urmă, în același verset, în versetul 43, poporul care văzuse. Deci poporul care a văzut. Și atunci am zis să ne raportăm la verbul acesta tocmai pentru a surprinde oarecum nuanțele pe care Evanghelia le ascunde în acest context. Verbul anablepo, spuneam, este un verb care e un verb compus din prepoziția ana, care înseamnă în, prin, câte, care și care în compoziție în general cu verbele indică o mișcare, o mișcare de jos în sus. Și verbul blepo, care înseamnă a vedea, a observa, a privi, a înțelege. Acest compus anablepo are sensul de a privi în sus, a privi la ceva, a recăpăta vederea, a deschide ochii cuiva. Verbul se păstrează sau își păstrează sensul inclusiv în textul Septuagintei, unde apare de mai multe ori cu imaginea aceea sau cu sensul de a ridica privirea către cer sau a scruta orizontul, a privi, a cerceta ceea ce se întâmplă în fața ochilor. El apare astfel, spre exemplu, în îndemnul pe care îl face Dumnezeu, Patriarhul Iacov, tocmai în Cartea Facerii, de a ridica ochii și a privi pământul Canaanului. Pământ pe care Dumnezeu îl făgăduiește Patriarhului, așa cum apare în capitolul 13 din Cartea Facerii, versetul 14, sau în același îndemn pe care Dumnezeu îl face Patriarhului Avram de a-și ridica ochii și a privi cerul, cu îndemnul de a observa stelele de pe cer pentru a înțelege că la fel de mulți vor fi urmașii săi, cum apare, spre exemplu, în Facere, în capitolul 15, versetul 5. Aceste exemple, dar și multe alte exemple din textul Septuagintei, sugerează, de fapt, că acest verb descrie vederea unui lucru care începe oarecum să se dezvăluie, începe să fie înțeles, să se arate, să ni se arate sau
să se arate celui care este implicat în verbul acesta. E un verb care, am sentimentul, postulează existența unei întregi intrigi, a unei acțiuni care urmează să se întâmple. Noul Testament, dacă ne uităm, îl folosește cu precădere, dar nu în mod exclusiv, pentru a vorbi despre recăpătarea vederii, cum este cazul de astăzi, orbul acesta din Ierihon, sau de ce nu cazul lui Saul, Saul din Tars, căruia îi revine vederea după ce și-o pierduse în momentul întâlnirii cu Hristos Domnul pe drumul Damascului. În contextul Evangheliei pe care o vom asculta în bisericile noastre, înțelegem de fapt că acțiunea determinată de acest verb, a vedea, a ridica privirea, înseamnă de fapt recăpătarea vederii, adică, de ce nu, deschiderea unei noi dimensiuni, a unei noi lumi, a unei lumi pe care orbul o poate vedea de data aceasta cu o nouă valență. Lucrurile pe care le știa dinainte capătă un sens nou. A vedea cu adevărat înseamnă, în esență, înțelegem, a-ți ridica privirea de jos. A ridica privirea din pământ și a privi în sus, a căuta, de fapt, de ce nu, să înțelegi lucrurile care se întâmplă. Dar omul care încearcă să pătrundă dincolo de ceea ce se vede cu ochii trupești, are posibilitatea de a înțelege. În contextul Evangheliei de astăzi și pentru noi, oamenii din secolul 21, din anul Mântuirii 2021, iată, sensul Evangheliei de astăzi este acela că prin a ridica privirea spre cer, de jos în sus, adică a privi spre Dumnezeu, reușim să ne întâlnim cu Dumnezeu. Numai întâlnirea omului cu Dumnezeu poate prilejui nouă oamenilor sensul adevărat al lucrurilor, adevărata vedere a lui Dumnezeu și cunoaștere de plină. Doar o astfel de întâlnire redă vederea lucrurilor esențiale. Evangheliștii relatează întâlnirea dintre Hristos și orbul acesta din cetatea Ierihonului. Noi, fiecare în parte, putem deveni naratorii, povestitorii propriei întâlniri pe care o avem noi, fiecare cu Dumnezeu.